Ați vorbit mai devreme despre neajunsurile mangalioților. Care sunt acestea? Da, iar de exemplu, care sunt cele mai mari probleme ale lor? Sunt diverse, dar nu există o problemă mare generală. Problema mare generală, să zicem, pe care o sesizez la toți mangalioții, este că orașul nostru nu mai este unde a fost, s-a dus în jos. Din punct de vedere al turismului, nu mai suntem unde am fost, nu mai suntem o stațiune atractivă la nivel de România. Asta o sesizează toți. Mai îmi spun oamenii că blocurile din Mangalia sunt gri, sunt urâte, arată neîngrijit, nu au fațade luminate. Că, vă dau un exemplu, ieri am fost în cartierul Dobrogea 1. Este un cartier care e înființat de circa 10-12 ani. Oamenii și-au pus sute de mii de euro în casele respective. Nu au drumuri. Deci prin noroi. Sunt așezate, amplasate mai la periferie? Sunt amplasate când ieși din Mangalia și mergi spre 2 mai, să zic așa, pe dreapta, în zona farului. Dintr-o casă de acolo, din Dobrogea 1, de la etajul 1 vezi marea, vezi șantierul, e o zonă superbă, dar când mergi pe stradă, mergi prin noroi și praf. E păcat că... Poate există un program în acest sens. Da. Acum oamenii îmi spun că electoral, actualul primar le-a spus că urmează să asfalteze, dar numai anumite străzi și chiar mergând pe Hortensia Papadac-Bengescu, dacă nu mă înșel, pe o stradă, care așa se numește, cetățenii erau foarte revoltați și zice, domnule, da, a venit actualul primar și ne-a spus că o să asfalteze pe aici, dar strada noastră nu o face. Păi cum? De ce? Noi nu avem mașini? Noi nu suntem tot din Mangalia? Le-am explicat foarte clar, actualul primar ce n-a făcut în 12 ani nu o să mai facă sub nicio formă în următorii 4. Că indiferent ce le spune celor din Dobrogea 1 sau celor din Coloniști sau celor din zona Barăci sau celor din Fruvileg sau celor din Herghelie, sunt niște, să nu le zic minciuni, sunt promisiuni electorale. Eu nu merg în Mangalia și nu fac niciun fel de promisiune electorală. Le spun oamenilor doar atât. Vreau să aduc normalitatea în oraș. Vreau să transform Mangalia în cea mai frumoasă turistică, stațiune turistică din România. Vreau să schimbăm împreună fața Mangaliei și să fim mândri că suntem cetățeni ai acestui oraș. Dacă veți ajunge primar pe data de 9 iunie, nu veți face nicio diferență între cartierele mai bine cotate și cele mărginașe? Voi începe toate lucrurile utile și necesare din cartierele care nu au fost privilegiate care până în prezent. Și aici mă refer la tot ce înseamnă în spatele blocurilor. Adică, pe Oituz s-a pus trotuar și acum se monta covor de gazon pe strada Oituz, pe strada principală. Dar în spatele oseurilor, paragine. Nu interesează pe nimeni. Pe strada Rozelor, de exemplu. S-au schimbat de două ori pavelele. S-a făcut o asfaltare, deși nu știu cât de necesar era, dar în sfârșit. Dar dacă mergi în spatele blocurilor de pe strada Rozelor, în spate la eruri, în spate la blocurile de vis-a-vis de eruri, paragină. Nu este normal să faci doar de ochii lumii pe centru frumos, să faci filme apoi electorale frumoase în anumite zone și să prezinți că am schimbat Mangalia, că am făcut cam drept. În 12 ani se puteau face mult mai multe cu cele 400 de milioane de euro încasate în bugetul local. 400 de milioane de euro. Unde sunt acești bani? Îi întreb pe cetățeni. În mod sigur nu știu. Mă întreb și pe mine care am fost consilier local. Nici eu nu știu. Pentru că nu ni se prezintă modul de cheltuire. Nu există o transparență a modului de cheltuire a bugetului public. A banilor strânși din taxele și impozitele mangalioților. Din păcate.